În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje din Cartea Iov și atâta ne ajungi la capitolul 12. Prietenii Iov, după ce au tăcut șapte zile, au început să-i vorbească prietenilor lor căutând să-l încurajeze, căutând să-l mângâie, folosind cele mai de bun simț și cele mai normale abordări. Și anume, folosesc în abordarea lor, niște abordări normale, dar aș zice eu, niște abordări totuși ciudate, pentru că îi folosesc o teologie defectuoasă. În sfaturile pe care ei le dau acestui om în suferință, ei folosesc presupuneri defectuoase despre Dumnezeu, despre rânduiala în creație, și concluzia este că, probabil, Dumnezeu a îngăduit această suferință în viața lui Iov, pentru că el trăiește în păcat, el trăiește în răzvrătire și trebuie să se pocăiască, să se întoarcă înapoi la Domnul. Însă Iov le răspunde, Iov nu tace. Iov de fapt îi vorbește și lui Dumnezeu. Și cu fiecare răspuns pe care Iov îl dă înapoi prietenilor săi, descoperim ce anume este în mintea unui om neprihănit când trece prin încercare. Și, dragii mei, modul în care Aș zice, capitolul acesta și cartea aceasta ne ajută pe noi, frații și surorile din Biserica New Life, după 4000 de ani, după această experiență, este să ne ajute să descoperim împreună modul în care suferința ne modelează gândirea. Fie că, dragii mei, suferința, oricare ar fi forma pe care o îmbracă ea în familia ta și în familia mea și în viața mea și în familia ta, întotdeauna suferința ne modelează gândirea. Așa că în dimineața aceasta ar vrea totuși să răspundem la o întrebare și anume, atunci când trecem prin suferință, cum putem găsi speranță în suferință? Cum putem găsi speranță în suferință? Eu vă ajuns în punctul în care el vrea să-l înțeleagă pe Dumnezeu. El vrea să înțeleagă motivația din spatele acestui gest, acestui Dumnezeu atotputernic, care a îngăduit să-l trimită în adâncimile disperării. Iov, dragii mei, este un exemplu a unui om care a, a ajuns în punctul în care nu mai are nimic în viață decât Dumnezeu și durerea. El nu dispune de anestezie medicală, sau de anestezia relațională din partea prietenilor săi. Ajuns în punctul în care el refuză să accepte motivul pentru care este a ei să datorează păcatului său și ce credeți, îl provoacă pe Dumnezeu. Cere o dezbatere cu creatorul său, denunțând contradicțiile în dreptatea lui și face niște afirmații care sunt extrem de profunde. Uitați-vă împreună cu mine, Iov 13 cu 15. Iov 13 cu 15, zice el, da, mă va ucide. N-am nimic de, de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. În limba engleză, traducerea asta sună așa, though he slays me, I will hope in him. Chiar dacă mă va ucide, tot vă nădăjdui în el. Așa, Așadar, cum a găsit Iov speranță în mijlocul disperării? Cum putem găsi noi speranță în suferință? Mai întâi, dragii mei, cred că putem găsi totuși speranță în suferință, înțelegând că suferința ne zmerește și ne păzește inimile de împietrire. Suferința, dragii mei, ne smerește și ne păzește inimile de împietrire. Și adevărul este că atunci când trecem prin încercări, suferința are forța asta și puterea asta de a ne împietri inima. Am discutat cu multe persoane care au părăsit biserica. Am intrat pe YouTube și am urmărit interviuri cu oameni care au fost odată în biserică și au părăsit biserica. Și interesant cum mulți dintre ei justifică ateismul lor, pentru că undeva sau cândva au trecut printr-o suferință. E vorba despre persoane care au trecut prin abuzuri fizice, verbale, este vorba despre persoane care au experimentat abuzuri chiar spirituale, în așa măsură încât chiar nu-și mai pot reveni, aproape că nu-și mai pot reveni. Cum ar fi dacă în dimineața aceasta, indiferent cu suferința cu care ai venit în locul acesta, să lași ca suferința ta să te copleșească și să-mi dau seama în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să mă arate prin suferința prin care trec. Că viața nu are răspunsurile pe care le vreau eu. Cum ar fi ca suferința să la suferința să mă aducă în punctul în care să-mi dau seama că sunt doar un om și că cunoștințele mele și că cunoștințele tale sunt limitate? Cu alte cuvinte, cum ar fi că atunci când suferința ne copleșește, să recunoaștem că sunt lucruri pe care nu le cunoaștem pe deplin? Domnul a răspuns la un moment dat, în capitolul 38, Domnul a răspuns de mijlocul furtunii. Cine este cel ce mă întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să-mi răspunzi. Cu alte cuvinte, în mijlocul suferinței sale, Iov a început să pună întrebări și preț de 38 de capitole. Întreabă din nou și din nou și din nou. Timp de 38 de capitole, Iov a plâns, a strigat, a intrat în polemică cu prietenii lui. Și în cele din urmă, n-a aflat răspunsul. Realmente, nu a aflat cauza pentru care a suferit. Dumnezeu niciodată n-a deschis cerul să-i descopere lui Iov motivul pentru care el a suferit. Dragii mei, în momentul în care ființa umană tânjește după un răspuns, răspunsul cel mai profund pe care Dumnezeu îl poate da este prezența Lui. Răspunsul cel mai potrivit pe care Dumnezeu îl poate da este că El să coboare în mijlocul nostru, prin cuvânt, prin închinare, prin părtășie, prin rugăciune, prin mângâiere și să-ți dai seama și să-mi dau seama că prezența Lui lângă mine este mai mult decât ceea ce aș avea nevoie. Cum ar fi în dimineața aceasta ca suferința pe care Dumnezeu va îngădui în viața noastră să ne punem postura lui Iov și să răspundem sincer la această întrebare. Unde am fost eu când s-a creat pământul acesta? Unde am fost eu când Dumnezeu a pus împreună acest univers? Cum înțeleg eu complexitatea vieții? Cum ar fi să ajung în punctul în care să înțeleg că viața e atât de complexă, că viața e așa de profundă, că eu nu am niciun drept să încleștesc pumnul și să cer din partea lui Dumnezeu un răspuns? Dragii mei, învăț din viața lui Iov că poate momentele în care Dumnezeu ne zdrobește ar fi momentul în care să ne smerim și să spunem, Doamne, nu înțeleg și chiar dacă sunt copleșii de durere și dezamăgire, aș vrea să te rog pe tine să folosești acest mister să mă apropii de tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dragii mei, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne dă răspunsuri? Asta nu înseamnă că nu există răspunsuri pentru suferință? Foarte interesant, oamenii de știință spun că atunci când în lumea aceasta, și vă spuneam în următorul, în, în, în mesajul precedent despre cutremurul care a avut loc în Turcia și toate dezastrele astea naturale, spun oamenii de știință că atunci când are loc un cutremur devastator, da? care dă naștere la multă suferință, de obicei plăcile astea tectonice care, care declanșează cutremurile acestea după un cutremur se așează mai bine pentru a preveni alte cu tremurele mai de praznice. Spun oamenii de știință că atunci când au loc, de exemplu, incendii și incendiile astea mătură și distrug hectare și hectare și hectare, de cele mai multe ori în locul lor cresc păduri mai sănătoase. Spun oamenii de știință că atunci când într-un loc al lumii există o șecetă cruntă, în alt loc al lumii cade ploaia, într-un loc în care oamenii depind cu viața de ploaia aceea. Dragii mei, sunt explicații pe care le putem da, dar sunt și limite în cunoștințele noastre. Suferința ar trebui să rămână un mister care să ne vindice inima de împietrire, având această atitudine prin care spunem, Doamne, suntem doar oameni, suntem niște oameni mici, niște ființe atât de micuțe în acest univers măreț și asta ar trebui să ne copleșească și să ne încurajeze să ne ridicăm ochii spre cer. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu un grup de franți păstori americani și am ajuns la problema această suferinței. Și foarte interesant, unul dintre ei care mărturisea, mărturisea. Deci, zice, Sami, din facultate eram la seminar. M-am confruntat cu depresia. Și zice, am fost la sesiuni și sesiuni și sesiuni și zice, după un an și jumătate, cel la care m-am dus zice, you have an, a, a chemical imbalance in your brain. Și mi-a dat Prozac. Și zicea el chiar dacă Dumnezeu mi-a schimbat viața, continui să am momente de suferință și de depresie. Dar zice, am ajuns la maturitatea în care să înțeleg că în momentele acelea în care sunt copleșit, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și chiar și prin suferință pe care El îngăduie în viața mea mentală, Dumnezeu are un plan și un scop mai măreț și zice, hai să-ți spun ceva. Zice, uite, în urmă cu câteva săptămâni, în biserica mea a decedat un bărbat, era un cuplu de oameni în vârstă. Numele lui era Bob. Și zice, după câteva săptămâni de la plecarea acestui frate, primesc o scrisoare din partea ei. Și zice, hai să o împărtășeț. Și fiți atenți ce scrie femeia aceasta. Deci, frate păstor, un lucru de care am devenit tot mai convins în ultima vreme este că Dumnezeu are definiții diferite cu privire la cuvintele pe care le folosim. De pildă, zice, când eu mă gândesc că toate lucrurile lucrează spre bine, că toate lucrurile lucrează spre binele meu etern și gloria sa eternă, definiția lui cu privire la cuvântul bun este diferită de definiția mea cu privire la cuvântul bun. Poate păstorul zice: Eu când m-am gândit la cuvântul bun, eu nu m-am gândit la cancer și nu m-am gândit la văduvie. Cuvântul bun pentru mine însemna vindecare. Însemna o viață de căsnicie lungă, însemna să îmbătrânim împreună, să prindem amândoi 80 de ani, dar zice totuși, cancerul soțului meu a fost bun. Pentru că prin pierderea lui, pentru că prin cancerul acesta, Dumnezeu a făcut ceva în viața noastră, un lucru pe care poate nu l-ar fi putut face în orice alt context. Cancerul, scria femeia aceasta. Cancerul a fost necesar pentru amândoi, pentru ca eu și Bob, soțul meu, să definim asemănătorului Hristos. Așa că, în dragostea lui, Dumnezeu a îngăduit pentru noi ce a fost mai bine pentru noi în lumina eternității. Suferința, dragii mei, ne smerește și suferința ar trebui să ne protejeze inimile de împietrire. Cum găsim speranță în mijlocul suferinței? Iată, învățând că iar ar trebui să ne protejeze inimile de împietrire, dar merg mai departe, în al doilea rând, recunoscând că suferința, dragii mei, e un moment în care poți lua și pot lua Scriptura în serios. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că să știți că la problema suferinței nu doar noi avem un răspuns. În lumea aceasta, în multitudinea de religii care există pe fața pământului, vreau să vă spun că fiecare, fiecare religie, fiecare persoană, dacă vreți, are un anumit răspuns la problema suferinței. De pildă, dacă veți citi foarte interesant despre evoluționism, doar puțin despre evoluționism, veți vedea că în concepția și în înțelegerea materialistă, și mulți sunt care cred lucrul acesta în America. Suferința este un fel de luptă pentru supraviețuire. Ați auzit lucrul ăsta, nu? În societate câștigă cine e cel mai puternic. Câștigă lupta pentru supraviețuire doar speciile cele mai puternice. Acum, dragii mei, vreau să vă spun că slăbiciunea evoluționismului este aceea că dacă un copilaj de trei ani s-a îmbolnăvit, dacă un copilaj de trei ani a suferit un accident sau a fost abuzat, evoluționismul nu are voie să se supere. N-are voie să se revolte. De ce? Pentru că tu, când te revolți, ca și materialist sau ca evoluționist sau ca ateu, presupui că ar fi trebuit să se întâmple altfel, presupui că ar fi trebuit să fie un bine suprem, presupui că ar fi trebuit să existe un standard moral care să-ți permită și ție, ca și atei, să te întrebi, dar de ce? N-ați observat că și cel mai crunt ateist, când ajunge în trafic și cineva îi taie calea, se supără? De ce se supără? N-ați observat că și cel mai crunt ateist din lumea asta se supără și încleștează pumnul când se uită la televizor și aude despre un, un, un politician corupt sau despre un medic corupt? Păi, dragii mei, dacă evoluționiștii consideră că universul ăsta este guvernat după legea câștigă lupta pentru supraviețuire, speciile cel mai puternice, atunci n-ar trebui să supere nimeni pe Stalin... Pe Hitler, pe Ceaușescu, fiindcă oamenii aceștia sunt exemple cele mai nobile ale principiului câștigă cel mai puternic. Suferința după mulți atei este lupta oarbă în care cineva trebuie să piardă. Vreau să te întreb în dimineața aceasta dacă nu crezi în Dumnezeu. Dacă ești ateu, dacă ești agnostic dacă îți pui anumite întrebări, dacă te-ai îndepărtat de biserică din cauza unor traume pe care le-ai experimentat aici, este evoluționismul o întrebare suficientă la problema răului? Dacă nu accepti răspunsul Bibliei, ești mulțumit cu răspunsul acesta? Pe lângă răspunsurile Bibliei, să știți că mai există și un alt răspuns, răspunsul budismului. Și spun budismul pentru că să știți că devine foarte atractiv în rândul tinerilor din biserică. În budism nu există neapărat un Dumnezeu. Există un fel de lume dincolo spre care Sufletul uman tângește. Scopul omului este ca prin meditație să se desprindă de acest trup, care este un fel de închisoare, și Sufletul să se unească cu acea lume. Budismul disprețuiește suferința. Buda, un tip foarte deștept la vârsta de 29 de ani, și-a lăsat soția și copilul și s-a dus într-un fel de meditație din care nu s-a mai întors niciodată în sânul familiei. Și spune el, am văzut atât de multă suferință. Și a spus Buda într-un final, zice, suferința trebuie evitată. Și cum trebuie evitată suferința? Prin meditație. De aici și multe curente legate de yoga și tot felul de meditație. Cu alte cuvinte, spune Buddha, lumea în care trăim noi era și ea trebuie evitată cu orice preț. Și să știți că ăsta este un mod pe care oamenii îl preferă. Cum evadezi dacă ești un bodhist? Te închizi în cameră, iei poziția lotusului, meditez, te înfrânezi de la mâncare, te înfrânezi de la o grămadă de lucruri, da? până când sufletul tău se desprinde și ajungi în anumite lumii, acolo sus, în care nu mai simți durerea. Și ăsta este un răspuns la problema suferinței. Și să știți că mulți apelează la el. Salvează-te pe tine, meditează, pleacă, fugi închide-te în tine, fugi cât poți de suferință. Dragii mei, suferința este un moment în care poți lua în serios Scriptura. Și pericolul pe care îl văd și în multe biserici este că mulți creștini preiau tot felul de practici și le implementează în cadrul întâlnirilor lor, practici mistice și păgâne, Recent am văzut că în România a fost un eveniment extraordinar de mare pe arena națională. Zeci de mii de oameni s-au dus acolo. Și ce credeți? Cei care au organizat, și ce au pregătit pentru cei care au ajuns acolo? Au dus niște batiste pe care le-au uns un de lemn. Au făcut un cerc și au făcut o rugăciune de vindecare. Nu știu ce o fi aia. Creștini -ai noștri, protestanți, și atunci, în cadrul întâlnirii, l-au dat la oameni, în speranța că cei care se vor atinge de batistele acestea vor fi vindecați. Dragii mei, se pare că până în ziua de astăzi, oamenii duc în rătăcire pe alții când vine vorba de problema suferinței. Suferința, dragii mei, este un moment în care trebuie să te întoci la Scriptură, vă recitezi versetele 13 la 16, la Dumnezeu este înțelepciunea și puterea. Sfatul și priceperea ale Lui sunt. Ce dărâmă el nu va fi zidit din nou. Pe cine închide el, nimeni nu va scăpa. El oprește apele și tot ele se usucă. El le dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea. El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea. El are puterea și înțelepciunea. Ce frumos spune omului Dumnezeu, cuvântul tău este ce? O candelă. Și cuvintele tale sunt o lumină pentru picioarele mele. În întunericul groasnic al suferinței, când simți că spierzi mințile și când ai tendința să apelezi la orice, la păgânism, la misticism, cuvântul lui Dumnezeu îți rămâne și îmi rămâne candelă și lumină, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu îmi sunt reamintite promisiunile și purtarea de grijă și călăuzirea și puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iov în mijlocul suferinței înțelege că Dumnezeu e puternic. Înțelege că El e înțelept. Înțelege că Dumnezeu depășește orice altă minte, că Dumnezeu este mai puternic decât orice altă forță a naturii. În mijlocul suferinței, Iov contemplează la înțelepciunea și la puterea lui Dumnezeu. Și în versetul 15 va zice, indiferent care va fi hotărârea lui Dumnezeu, să mă omoare, să-mi ia viața, eu îmi voi pune nădejdea în el. Iovnă nădăjduiește în puterea lui Dumnezeu. O să te întreb în dimineața aceasta, ultima oară când Dumnezeu a îngăduit suferința în viața ta și în viața mea? Am luat? Ai luat scriptura mai serios? M-am apropiat mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Cuvântul tău este o lămină pe cărarea mea. Și asta mă conduce la al treilea răspuns. Cum putem găsi speranță în suferință? Înțelegând mei că suferința este o experiență pe care o poți risipi sau pe care o poți răscumpăra. Frații și sorori, în dimineața aceasta la New Life, o spun în primul rând în dreptul meu. Oamenii înțelepți răscumpără suferința, pe când oamenii nebuni, așa zice Scriptura, o risipesc. Suferința poate fi o pierdere prin care Dumnezeu face posibil un câștig mai mare. Ceea ce pentru noi e o pierdere în mâna lui Dumnezeu poate fi un câștig mult mai mare. Aduceți-vă aminte că în Evanghelia după Iuca, Luca, în capitolul 8, întâlnim un grup de femei care urmau pe Domnul Isus Hristos. Erau niște femei care umblau cu el din cetate în cetate. Când el mergea și provăduia, vestea Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și făcea minuni, erau femeile acestea. Și cine erau femeile acestea? Uitați-vă cine erau ele. Zice, erau niște femei care fuseseră rătămăduite de duhurele și de boală. Printre ele era și Maria Magdalena care ieși să rădinea șapte draci. Femeia aceasta a fost eliberată de șapte draci. N-am văzut niciodată oameni posedați de duhuri. Nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă o astfel de experiență. Cum era omul acela posedat și se în, în cimitir, era de unul singur. Nici nu vreau să-mi imaginez prin ce a trecut Maria Magdalena, dar Cuvântul lui Dumnezeu zice ce a făcut ea cu amintirea suferinței prin care a trecut. Maria a fost recunoscătoare. N-a spus bine, Mersi, m-am eliberat, sunt sănătoasă, am să-mi reiau viața. Nu, Maria Magdalena, împreună cu cele femei, l-au urmat pe Domnul Isus Hristos. Asta înseamnă să-ți răscumpere suferința. Spun cercetătorii că atunci când Irod a auzit că va muri, și medicii au venit la el și i-au spus că urma să moară și suferea de o boală cruntă. Când doctorii au spus că nu mai are mult de trăit, fiți atenți și a făcut Irod. A dat poruncă ca în ziua în care va muri un număr mare de prizonieri politici, nu criminal, că după criminal nu plânge nimeni, după prizonierii politici care au idealuri, care au strâns în jurul lor oameni, în ziua aceea să fie omorâți sute și mii de astfel de prizonieri politici. De ce? Pentru că în ziua în care Irod a murit, lumea să spună, uite că lumea plânge după Irod. În ziua aceea în care se vor auzi bocete în Ierusalim că oamenii și-au pierdut membri din familie, oamenii să plângă și să zică, uite câtă lumea plânge după Irod. Un om care a văzut suferința, care a văzut în fața lui suferința și care a risipit-o. Senatorul Richard Numberger, cu puțină vreme înainte de a muri de cancer, a scris următoarele lucruri. Hai să vă citesc ce a scris el când a primit vestea că nu are mult de trăit. Zice, l a suferit o schimbare pe care o cred irreversibilă. Problemele legate de prestigiu, de succesul în politică, au devenit brusc neimportante. În acele prime ore am realizat că am cancer și nu m-am mai gândit la locul meu din senat, la contul meu din bancă sau la destinul lumii libere. Din momentul diagnosticului, nu am mai certat cu soția. Obișneam să o cer pentru că strânge tubul de pasă de dinți din colțul în care nu trebuie, că nu acordă suficientă atenție poftei mele de mâncare capricioase, că întocmea listă de invitați fără să mă consulte, că dădea prea mulți bani pe haine, în acest moment și poșete, în acest moment, fie nu mai am conștiință de astfel de lucruri, fie mi se par irelevante. În locul lor și-a făcut apariția o nouă apreciere a lucrurilor care altădată vin de la sine. Prânzul cu un prieten. Scărpinatul urechilor lui Mafet și sunetul torsului ei. Compania soției, Cititul în noapte a unei cărți sau unei re reviste în conul liniștit de lumină deasupra patului. Deschiderea frigiderului în căutarea unui suc de portocale sau unei felii de prăjitură. Cred că pentru prima dată îmi savurez viața. În sfârșit realizez că sunt nemuritor, Mă cutremur că mă gândesc la toate ocaziile cu care m-am răsfățat, chiar și când eram perfect sănătos. O mândrie falsă, cu valori artificiale și cu capricii derizorii. Dă-mi voie să te întreb în dimineața aceasta. Tu îți savurezi viața? Conștiința fragilității îți conferă acuitate în prezent, apreciere față de cei dragi. Prețuirea, cei care sunt în mijlocul nostru, împăcare cu cei cu care ne-am împăcat, vindecarea relațiilor? Nu cred că dacă în dimineața aceasta ai ști că mâine va trebui să-i morți, să mori, ai lăsa încăpățânarea stupidă să-ți blocheze relația cu cel apropiat. Oh, și câți dintre noi nu ținem lucruri neîmpăcate? Câți oare dintre noi, dacă am afla că nu mai trăim mâine, ne-am rezolvat problemele acestea? De ce Efeseni 5 cu 5 pe Pavel spune, răscumpărați vremea că ce? Zilele sunt rele. Iov, dragii mei, a găsit speranță și în suferință. Știți de ce? Pentru că suferința l-a smerit și Iov nu și-a împietrit inima. Pentru că Iov a înțeles că este prea mic și prea limitat pentru Dumnezeu suveran și tot puternic. Iov a fructificat suferința aceasta Așa că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să folosim spre bine, pentru a glorifica pe Domnul și a răscumpăra timpul. Dar motivul pentru care Iov, dragii mei, a răscumpărat suferința, motivul pentru care el a găsit speranță în suferința aceasta, este datorită a revelației pe care el o are în Iov 19, de la 25 la 27. El zice, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Wow. Și se va ridica la urme pe pământ, Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Iov, ai alucinații? Sau, într-adevăr, vorbești despre speranța revederii? Sau vorbești despre realitatea că va veni ziua în care vei muri, și va veni ziua în care în, îți, vai, îți vei ridica ochii și îl vei vedea. Dragii mei, Eu, prin Duhul lui Dumnezeu, în aceste momente, vorbește despre ziua învierii. El vorbește într-un mod cât se poate real despre a doua venire a lui Isus Hristos. Eu vorbește aici, așa cum au vorbit îngerii, când Isus s-a pierdut între nori după înălțarea sa. Când le au spus ucenicilor, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni la fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și acele picioare străpunse de piroame vor atinge din nou pământul pe care a călcat. Speranța revederii cu Hristos îi spune lui Iov, Iov nu ești uitat, Iov nu ești părăsit. În momentul în care Iov spune, Doamne, nu mai pot, termin, Dumnezeu îi spune prin Duhul, Dumnezeu suflă în inima lui prin Duhul, în mintea lui și în sufletul său, speranța Mântuitorului care vine. Un răscumpărător care își dă viața pentru tine. Un răscumpărător care a plătit cu viața sa, cu sângele său, sufletul meu tânjește după acest răscumpărător. Dragii mei, dacă Iov, cu această revelație limitată, a tânjit după Hristos. Mă gândesc noi, noi, după, relația, după revelația de plină pe care am avut, tânjim noi în nedreptățile noastre, în suferința noastră, după revenirea Domnului Isus Hristos? La sfârșitul acestui mesaj, n-aș vrea să vă întreb dacă am suferit. Pentru că sunt convins că majoritatea dintre noi au suferit. Și dacă n-ai suferit, vei trece pe acolo. Ca aplicați la acest mesaj, nu vreau să te întreb dacă ai trecut prin momente de confuzie spirituală. Dacă v-ați simțit abandonați de prieteni sau de familie. Dacă ați avut momente în care ați simțit că ușa cerului este închisă. Nu, nu, nu. Întrebarea cu care aș vrea să rămânem toți este următoarea. Știm noi că răscumpărătorul nostru trăiește? Ai tu această speranță? Împărtășești în dimineața aceasta împreună cu Iov acest dor al acestui om în suferință? Împărtășim noi gândul acesta că într-o zi, când vom avea trupul glorificat, vom vedea gloria lui Dumnezeu și îl vom vedea pe Hristos față în față. Dacă nu ai această siguranță, dragul meu, vreau să spun în dimineața aceasta, că indiferent câți bani ai, indiferent ce postură ai, indiferent ce poziții ai avea în lumea aceasta, fără acest răscumpărător nu ai nimic. Cine are pe fiul are viața și cine n-are pe fiul n-are viața. Convingerea pe care a avut-o Iov sper ca fiecare dintre noi să o avem. Fiindcă convingerea aceasta a, avut o como, a fost o comoare pe care nici suferința, nici durerea, nici pierderile nu au putut o să o ia din inima lui. Toate au trecut, dar ce a rămas a fost această convingere. Și în mijlocul încercărilor, convingerea aceasta ne va ține aproape de Domnul. Și dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, te chem în dimineața aceasta să te împaci cu El. Și dacă ești al Domnului, vreau să-ți reamintesc că nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, căci și eu sunt Fiul Său. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze cu această speranță. Amen.